Teodoros de Mircea Cărtărescu, un alt fel de scriitură. Îi scrisesești dusmanului cum ți-ai fi scris ție însuși, fiindcă nu mai aveai pe nimeni căruia să-i scrii, fiindcă maica ta, Sofiana, se călugărise întru Hristos și poate trecuse la cele veșnice și oricum nu i-ai mai fi scris, căci ce să-i mai scrii? Maica mea iubită ca lumina ochilor din cap, află că fiul tău s-a ticălușit și și-a vândut sufletul pe arginți ca altădată Iuda Iscarioteanul, că a mânjit cu sânge icoana maicii prea curate, cu pruncul în poală, că a ars lăcașuri de închinăciune cu tot cu sfinții din ele, că a retezat mâinile și picioarele unor creștini aflați încă în viață, i-a tras în țeapă și le-a smuls boașele doar pe Presupusuri și închipuiri și vise, că a siluit prințese și regine, că a pus un jug de nesuferit pe poporul său și l-a bătut cu bice și scorpioane, că n-a mai îndrăznit de ani de zile să cadă în genunchi înaintea patului, alături de regina lui cea trufa trufașă, dar plină de zel pentru cele sfinte, ca să spună Tatăl nostru împreună cu ea. Că n-a fost minciună, și înșelătorie, și sperjuri, și lanțuri întinse seamănului pe care să nu le fi făcut în numele și în disprețul ortodoxiei, despre care atâtea mi-ai povestit cândva, când stăteam lipit de trupul tău, ce mi era mai scump ca viața, pe când credeam că am să fiu un om bun, pentru că tu erai bună și părintele meu bun muiase și în schimb pana în și din stenahorie și silă de viață îi scrisesești dușmanului tău neîmpăcat. Eu, Tevdoros al doilea rege al regilor și împărat al împăraților, leu cuceritor al tribului lui Iuda, soțul Etiopiei și logodnicul Ierusalimului, către Robert Napier, comandant al armatelor majestății sale, regina Angleterei. Generale, află de la mine că din voia lui Dumnezeu sunt sonotos, ceea ce doresc și domniei ta, tale. Acum sunt în mâna ta, tot așa cum ai fost și tu acum, fără spadă și prosternat la picioarele mele, dacă cel ce vede toate nu ar fi voit altfel, făcând ca marele meu tun Sebastopol, pe care contam ca pe un arhanghel din cer, să plesnească de la prima salvă spre deznădejdea armatei mele ce s-a văzut astfel jugănită și fără putere. Căci acel tun era miraculos și putea distruge cu o singură salvă un escadron întreg, iar dacă ar fi bătut, ți-ar fi făcut fărâme armata. Așa că leapă dă strufia și cruță cetatea mea de scaun, fiindcă nicio biruință nu stă în puterea armatelor, ci în voința proniei dumnezeiești. Ce? Ai venit să scapi din mâinile mele pe veneticii care au umput țara cu bibliile lor, pe papistașii și pe ereticii protestanți ce vor să ne învețe Sfânta Evanghelie? Dar nu știi că țara mea are din veci o evanghelie mai veche și mai sfântă decât a voastră și care e chebra nagast slava regilor pe care o știu din doască în doască aici, în Etiopia, până și copiii? În cuprinsul ei se află povestea adevărată a lui Solomon, fiul lui David și a reginei din Sheba, pe care se întemeiază casa împăraților Etiopiei și pe care voi nu o știți, dar care e adevărată și o cunoaște toată suflarea în cuprinsul marii mele împărății și se mai află în filele ei multe comori de înțelepciune și istorii înflorite precum vremurile patriarhilor, și, miș, și minunile pe care Jehova le-a făcut, ducându-și poporul în pustie, sub nor, și povestea adevărată a chivotului lui Dumnezeu. Nu trebuie altă carte sfântă, fiindcă nu se află sub soare alta precum chebra nagast. Ori poate ai venit cu zecile tale de mii de ostași să ne înveți cum trebuie să se poarte creștinii? Nu am văzut până acum de la voi decât foc, sânge trufie și minciună. Da, am văzut și supunere de săvârșită și ordine și o singură voință pe care am admirat-o, chiar dacă e cea de a călcat totul în picioare. Căci despre voi, oamenii apusului, vorbea visul lui nebucat nețar, tălmăcit de Daniel, care dezvăluia cea de-a patra împărăție, cea de fier, care rupe întreg pământul cu puterea fierului. Ați înrobit Americile, ați scufundat China într-un or gros de afion, care o mănâncă până la măduva spinării, până și peștii mărilor fug de corăbile voastre, văzând că nu pânzele naripate, ci catranul și frumul gros le mână prin vrăjitorii nemțești pe fața apelor. Acum a venit rândul maicii omenirii, neagra și tatuata mea Africă, cea cu o sută de țâțe și o mie de lacrimi să fie necinstită și jefuită de voi în disprețul învățăturilor lui Hristos cel bătut pe lemn ca să fie de tămada neamurilor, precum șarpele de aramă înălțat de moise în pustie. Răpindu-mea stronul, află, generale, că ai un vis am voit eu negusul negușilor și lumina Etiopiei să fac din ea o țară care curge lapte, unde curge lapte și miere, cu drumuri pline de neguțători, cu ținuturi panifica, pacificate, cu erezii smulse din rădăcini. Am voit să fiu binecuvântat de un popor care primește ploi la timp și are mâinile pline cu pâine. Am voit să strivesc balaurul mahomedan care o trăvește ținuturile de la nord ca să înalți sfânta cruce peste întreaga mea împărăție, tărâm al sfinților dreptei credințe. Am vrut să aduc aici și să le înrădăcinez în pământul nostru roșul, drumul de fier și mașinile de țesut și fabricile de arme, de foc și să înalți construcții mărețe ca în orașele apusului pe care nu le-am văzut cu ochii, ci doar cu mintea și mintea mea s-a minunat de măreția lor. Am vrut să scot poporul meu din cumplitele veacuri de sfâșiere de sine, pe care învățații noștri le numesc semene Mesa fiind vremurile prinților, și să-l scot la pace și lumină. Am socotit darurile reginei Victoria, neuitata ei epistolă către noi și tipsia de argint și perechea de pistoale și bunăvoința majestății sale ca începutul unor vremuri noi și am fost crunt înșelați în credința noastră. Am unit Biserica Ortodoxă Etiopiană, Tevahito, sub numele omului Dumnezeu Isus Hristos, în ființa căruia omul și Dumnezeul nu pot fi despărțite, pe când preoții voștri și a papistașilor grăiesc mincinos și eretic că Domnul vorbește în Evanghelii pe alocurea doar ca om și în alte părți doar ca Dumnezeu. În împărăția mea, Hristos a fost Dumnezeu încă din pântecele mamii sale, maicii sale și am lovit necruțător pe cei care, urmând credința chibat, grăiau mincinos că el a primit starea dumnezească doar la botez. Dacă blestematul de tun Sebastopol n-ar fi crăpat la prima salvă lăsându-ne lipsiți de aripa de înger ce ne-ar fi dat biruința de plină, ți-aș fi frânt cerbicia și aș fi dus toate astea mai departe, ca un rege luminat și blând și drept, ce avea să fie amintit feacuri de-a rândul, și niciodată tronul Etiopiei n-ar fi fost lipsit de un urmaș din osul meu. Dar pentru grelele mele păcate se vede că altfel a vrut cel ce zboară pe heruvim, și că mi-a fost sortit să pierd curând, după ce am făcut jumătate de veac pe lumea asta, în pământul roșu al Etiopiei. Azi mă asemăn cu iov, gol și plin de bube pe mormanului de gunoi dar din adânc, cu limbă de moarte, te jur pe Dumnezeu să ai mire de Magdala și de împărăteasă și de fiul nostru, Alemaehu, ca să-ți meargă bine pe lume, cum ți-a mers până acum, și să ieși biruitor din toate bătăliile. Rămâi acum cu bine, în paza Sfântei Trăim și a Născătoarei de Dumnezeu, Fecioară Mariam. Am scris scrisoarea asta cu mâna mea, eu, regele regilor Teodorus II, la Magdala, în sfânta zi de Paște din anul Domnului, 1868.